Bună seara! Îi salut și pe cei care au mai intrat. Numele meu este Mihaela Deacu. Mă bucur că te prezintă interes pentru voi acest webinar și ne dorim să aducem plus valoare. Webinarul este organizat de Telecom Academy, așa cum ați fost informați. Este un webinar gratuit, așa cum v-am promis, și va fi numit de noi ca o lecție zero. Să aveți parte și de un mic flavor, dacă pot să-l numesc așa, legat de un laborator. Bun, numele meu este Neamțu Cătălin, sunt instructor în cadrul Telecom Academy de 3 ani și jumătate. Am terminat facultatea de electronică și telecomunicații, 4 ani licență, 2 ani master. În prezent lucrez la Voice Vodafone Intelligent Solutions, în postul de Data Center Network Design Engineer. În continuare, vă voi spune puțin despre cursul de CCNA 1, în ce constă el și cum o să abordăm la sala de curs sau prin Webex acest curs. În fundal, în ceea ce prezint eu aici, aveți Cisco Packet Tracer. Este un simulator, atenție, simulator, nu emulator, în care vom simula câteva echipamente de rețea și vom face o mică conexiune, o testare de ping. Și, evident, partea teoretică, ca să putem înțelege ceea ce se întâmplă în spatele unui ping. Pentru că nu este doar deschidem un command prompt, dăm ping și cam acolo se întâmplă magie. Bun, o să folosesc tot workspace-ul Packet Tracer-ului pentru a putea scrie aici câteva notițe despre partea teoretică. Adică, în timp ce voi vorbi, voi scrie și câteva notițe în partea dreaptă. În timp ce în partea stângă voi folosi echipamentele din partea de jos puse la dispoziție de Packet Tracer. O să vă pun un mic site-uleț la dispoziție, vox.com/a/internet-maps. O să las undeva pe aici pus. Veți intra voi. E o lectură simplă, de seară, să-i spunem așa, prin care oricum vom trece în lecția. În prima lecție, lecția 0, în ghilimele, când ne vom apuca de curs. Ce sunt acele internet maps? Sunt 40 de hărți în care se spune o mică istorie despre cum a apărut internetul, când s-a înființat, cum s-a înființat, ce proiect a fost inițial și cum a ajuns să fie internetul de ziua de astăzi. Bun, dar asta ca și off topic, v-am spus lecturi de seară. Bun, acum revenind la CCNA 1. Ăsta este laboratorul nostru. Este alcătuit din 11 cursuri. Atenție, Telecom Academy are 11 cursuri, dar pe netacad.com, platforma oficială de la Cisco, acolo avem module. Când veți intra pe cursuri.netacad.ro, veți vedea acolo că structura cursului de CCNA 1 este împărțită în 11 cursuri efective, care acoperă unul sau mai multe module din cele 17 pe care le pun la dispoziție Netacad-ul. Adică am vrut să păstrăm oarecum cele 11 cursuri cum le aveam și până acum. De ce spun asta? Pentru că de anul trecut, de fapt în 2020, spre final, am trecut pe versiunea 7. Deci vă dați seama câte versiuni de predare și de lecții au fost făcute ca să ajungem la cele de astăzi. Bun. Baza cursurilor de cele 11 cursuri de CCNA 1, cursul 1 este efectiv prezentare și introducere în lumea asta networking-ului. Cursul 11 este cursul de evaluare și o simulare a ceea ce a unei evaluări pe care o veți da voi în partea finală, în categoria de examen, să spunem așa. Iar celelalte cursuri de la 2 până la 10, efectiv, noi vom urmări modelul OSI sau stiva OSI. O să spun aici OSI, care înseamnă Open Systems Interconnection. Bun. Acest model, sau stivă, cum îi spunem noi în română, noi o să îi spunem stiva OSI, are 7 layere, după cum urmează. Avem application, care este layerul 7. O să pun
L7 în fața lui, sau strat, sau cum vreți să-l traduceți, e irelevant. Presentation, layerul 5, session, am încăpă literă, layerul 4, transport, layerul 3, network, L2, data link, și layerul 1, physical. Deci noi în toate celelalte cursuri vom urmări această structură, adică vom vorbi despre un layer în parte la fiecare curs sau despre două sau cum ne permite timpul. Astăzi, în cadrul acestui mic laborator pe care îl vom face, vom urmări să ne axăm pe layerul 1, layer 2 și layerul 3. Bun. Acum că am făcut mica introducere despre Steve Aoki și cum o să o urmăm noi și ce o să facem astăzi, ne apucăm frumos cu partea de layer 3. Da, o să încep de la layer 3 până la, o să încep descrescător, layer 3, layer 2, layer 1. Și o să vorbesc despre fiecare în parte. La layerul 3 o să găsim partea de adrese IP. Acum o să vină întrebarea, ce este o adresă IP? Sau la ce o folosim? La ce e bună? Nu e bună? Și facem aici o altă rubrică, adresa IP. Adresa IP. Bun, IP vine de la Internet Protocol. Întâlniți atunci când vă veți angaja, că toată lumea o să spună dă-mi IP-ul sau zi-mi IP-ul. Este oarecum greșit pentru că este adresa IP, ceea ce vă cere persoana respectivă. Bun, deci adresa IP. Să luăm de exemplu adresa IP de genul 192.168.10.0/24. Aceasta îi spunem noi o adresă de rețea. Și o să revin și cu explicația de ce îi spun adresă de rețea. Dar înainte de asta, voi păstrați ideea, da? Am pus aici adresa de rețea, da? 192.168.0/24. Bun, o să explicăm ce înseamnă și slash-ul ăsta și 24 și fiecare punctul de aici și fiecare număr pe care l-am pus eu aici. Pentru a putea înțelege IP-urile și originea lor și cum au fost făcute și să putem jongla cu IP-urile respective și cu slash-urile acestea, /24, trebuie să știm foarte bine puterea lui 2. Pentru că altfel nu se poate. Că și în spatele IP-urilor este și puțină matematică. Și o să le scriu aici, ca să le aveți la îndemână, ca să mă puteți urmări. Da? 2 la 7-a 128, 2 la 6-a 64, 2 la 5-a, dacă mi-ar merge și tastatura cum trebuie, ar fi perfect, 32, 2 la 4-a 16, 2 la 3-a 8, 2 la 2-a 4, 2 la 1-a 2. Știu că pare plictisitor, dar în spate trebuie să știm și partea asta. Bun, deci la 2 la 0 până la 2 la 7. O să vedeți și de ce este de la 0 până la 7, adică 8 bucăți în total. Adresa IP, cum o vedeți aici, da? Adică 192.168.10.0, da? Toată această adresă IP are 32 de biți. Cum am ajuns la calculul ăsta? De ce are 32 de biți? Acum ne-am dat noi seama că are 32 de biți. Păi simplu, ce am spus eu aici sau ce am arătat, o să mai iau o dată, o iau copy-paste, 192.168.10.0 este formă decimală. Decimală, zecimală, cum vreți voi să-i spuneți. Dar, ca să putem să înțelegem, am spus la fel IP-urile, adresele IP și puterea lui 2, va trebui să scriem această IP sub formă binară. Ce înseamnă binar? Binar înseamnă 1 și 0. Bun, deci va trebui să scriem acest 192, de exemplu, sub formă binară. Punctul acesta pe care tot îl vedeți în interiorul unei adrese IP separă un octet. Un octet, scriu aici, este alcătuit din 8 biți. Bun.
Și așa dă 32. Adică un octet, care ce înseamnă 8 biți. Deci 192 punct înseamnă că până aici am 8 biți. Mergem mai departe, 168 punct înseamnă că până aici am adunat 16 biți. Merg mai departe, 10 punct am adunat, am adunat 24 și până la slash-ul acesta am adunat 32. Și așa am obținut 32 de biți. Ca să vedem forma binară a acestei adrese IP de rețea, o facem în felul următor. O să scriu eu direct. Am scris 192 aici sub formă binară. Cum am făcut chestia asta? Păi foarte simplu. De la dreapta la stânga, nu știu dacă se vede cursorul meu, se vede cursorul meu în prezentare? Dacă putem să confirmați că... Da. Se vede. Okay. Începând de la dreapta la stânga, da? Iau puterile lui 2. Și anume, primul 0 de aici reprezintă 2 la 0. Dacă pe poziția 2 la 0 eu am un 0 aici, înseamnă că nu-l iau în calcul. Merg mai departe. Aici am 2 la 1. 2 la 2, 2 la 3, 2 la 4, 2 la 5, 2 la 6 și 2 la 7. Vedem că avem 1 pe pozițiile 2 la 6 și 2 la 7. Ce înseamnă asta? Înseamnă că fac o adunare cu ele. Și anume, aici 128 cu 64 face fix 192. Da? Adică e foarte simplu. După care avem 168. Pe 168, din cine va fi alcătuit? Adică putem să facem și reversul medalii. 168, cum îl obțin? Păi 128 cu 32 face 160 și mai pun un 8 acolo. Și îmi dă 168. Și ar trebui să pun pozițiile. Și anume, am pus 128, da, l-am folosit. 2 la 6 am avut nevoie în adunare? Nu, am pus 0. 32 am avut nevoie de el? Da. După care, 2 la 4, 16 am avut nevoie? Nu. Pun 0. Pun un spațiu mic aici ca să-i delimitez puțin. Și aici urmează 2 la 3, am avut nevoie de 8. Și apoi 2 la 2, 2 la 1, 2 la 0. Punct. După care la fel. Acum trebuie să scriu pe 10 în formă binară. Păi, 2 la 7 n-am nevoie, 2 la 6 n-am nevoie, 2 la 5 n-am nevoie, 2 la 4 nu, dar am nevoie de 8, n-am nevoie de 4, am nevoie de 2 și n-am nevoie de 1. Iar ultimul fiind 0000, de fapt fiind un 0, alcătuit din 8 biți, va fi 0 peste tot. 4, 5, 6, 7, 8. Da? Spun și pe aceasta aici, ca să se vadă mai bine. Bun. Deci așa, acest IP, da, în formă decimală sau decimală, a fost scris în formă binară. Bun. Acum să vorbim despre masca asta, despre slash 24. Slash-ul, o mască, mai este el denumit. Dacă avem, de exemplu, aici avem 24, da? 24 înseamnă, fix așa o să scriem, înseamnă 24 de biți de la stânga la dreapta. Ce mai înseamnă? Că îmi separă biții de rețea de biții de host. Și acum o să vedem ce înseamnă chestia asta. Păi o să luăm la fel tot ăsta, îl urmărim. Bam, așa. Om de aici, dacă putem să-l punem copy paste aici. Merge foarte bine aici. Bun. 24 de biți de la stânga la dreapta, da? Și am spus că acolo unde număr eu de la stânga la dreapta 24, acolo se face separarea între biții de rețea și biții de host. Păi cum facem? Păi număr de la stânga la dreapta 8 bucăți. 16 bucăți, 24 de bucăți, adică am ajuns la al treilea punct. Deci până la al treilea punct am numărat 24 de biți, cât mi-a spus masca, 24. Înseamnă că aceștia pe care îi am eu highlightați, da, sunt biții de rețea. Iar restul, ultimii 8 biți, sunt biții de host. Ce înseamnă chestia asta? Păi înseamnă că biții de rețea rămân întotdeauna blocați. Adică nu se pot modifica, nu pot varia, iar biții de host, cei 8 care ne-au rămas nouă, da, sunt variabili. Adică se pot face combinații cu ei.
Adică câte combinații poți face? Poți face 2 la 8. 2 la 8 egal 256. Deci putem avea 256 de biți, pardon, de hosturi alocabile. Dar din aceste 256 adrese alocabile, de fapt nu sunt alocabile. 256 de adrese, dar nu ele vor fi alocabile pe echipament. Și acum începe altă poveste. 2 la 8 egal 256 de adrese, din care va trebui să scădem 2. De ce scădem minus 2? Două adrese din cele 256. Păi pentru că prima și prima dată, prima adresă care va fi obținută de aici, fiind 0 peste tot în ultimul octet, da? E fix 0, care 0 nu va fi niciodată alocată. De ce? Pentru că este adresa de rețea. Nu va permite alocarea IP-ului de rețea. Nu se permite alocarea IP-ului de rețea pe o interfață sau pe orice device. Deci prima dată scădem 0. După care mai scădem 255. Care 255, în cazul nostru, ca să le și scriem ca să ne înțelegeți mai bine, 10 cu 0 IP rețea, care nu este niciodată alocabil, și 10 cu 255 IP de broadcast. Da? Cum am obținut acel 255? Ca să nu înțelegeți, că, pentru că este o logică cât se poate de simplă. 10 cu 0 aici, 0 peste tot, aici în partea dreaptă, uitați-vă la cursorul meu, 0, 0, 0 peste tot, înseamnă minimul. Minimul de 0, 0 peste tot înseamnă că toate puterile lui 2 din acel octet sunt pe 0. Adică dacă fac un calcul 0 de 8, 8 de 0, pardon, 8 de 0 adunați, dau tot 0. Dacă aici, în ultimul octet, am fi avut 1, 1, 1 peste tot, dar ce ar fi însemnat asta? Ar fi însemnat că am fi adunat toate puterile lui 2, de la 2 la 0 până la 2 la 7, care înseamnă 255. Da? Bun. După care. Deci 255 IP-ul de broadcast. Deci ne rămâne 256 minus 2, doar 254, opa, adrese IP alocabile. Bun. Din acestea 254, da? Trebuie să alegem un default gateway. Default gateway. Care acest default gateway este, cum să-i spunem, poarta. Poarta de ieșire dintr-un domeniu de broadcast. Broadcast. O să ajung și la noțiunea de domeniu de broadcast să vedem ce înseamnă. Acest default gateway poate să ia din această rețea pe care noi o studiem acum, 192.168.0.24, valoarea default gateway poate să fie 192.168.10.1. Adică primul IP alocabil, prima adresă IP alocabilă din rețea, sau ultima, adică 192.168.10.254. Deci, de obicei, dacă veți vedea o rețea de gen 192.168.10.0.24, default gateway poate să fie primul IP alocabil sau ultimul IP alocabil. Da? Adică poate să diferă. Dacă cineva este o întreagă convenție, adică dacă cel care a proiectat rețeaua a vrut ca default gateway să fie primul IP, atunci a fost primul IP. Dacă a vrut să fie ultimul IP, ultimul IP. Bun. Și asta e default gateway. Poartă de ieșire din domeniul de broadcast. Și cel mai important, default gateway, prescurtat ca DG, se configurează ca adresă IP pe o interfață de router. Bun. Și vom vedea și cele ce urmează. Da. Slash aici. Se configurează și pe calculator. Calculator. Bun. Ok. Asta e teorie. Teorie până aici. Da? Asta este despre IP. Mai avem de spus puțin despre IP. O să mai fac o notă mică aici.
despre adresa IP. Adresa IP este ceva logic, este ceva, nu e ceva palpabil, nu există undeva, deci e logic, da? E la nivel logic. Bun, ea poate să fie publică sau privată. Da? Dacă voi veți scrie acum pe Google, intrați, deschideți o pagină de Google și scrieți What is my IP address? Da, vă va da un IP de genul, nu știu, 71 ceva, 141 ceva, o adresă IP. Care acel IP este adresa voastră publică, ceea ce adresa pe care vă dă vouă service provider. Bun. Și veți vedea foarte amuzant că pe calculatoarele voastre, rețeaua voastră de acasă, toți aveți, sau toți, majoritatea, 80% din cazuri, aveți 192, 168, ceva, ceva, ca și adrese IP din rețea. Da? Cum se întâmplă chestia asta? Cu ajutorul routerului, că toată lumea îl numește router, dar el nu este router de fapt, pe care l-aveți voi acasă. Unde l-aveți montat? În hol, în dormitor, sufragerie, nu contează. Ideea este că el poartă numele de SOHO, fix așa cum se aude, SOHO, Small Office Home Office. Este o struțocămilă, cum îi spun eu, are incorporat și parte de router, și parte de switch, și parte de access point, adică antenuțele acelea pentru Wi-Fi. Bun, la CCNA nu vom lucra și cu chestii de genul, cu echipamente de genul SOHO-uri, dar în principal vom lucra cu echipamente profesioniste, și anume router profesionist, switch profesionist, access point profesionist, adică ce se folosește într-un mediu enterprise, într-un data center și așa mai departe. Nu vom lucra cu echipamente de uz casnic, să le punem așa. Și la ceea ce vreau să ajung este că adresa acea publică pe care voi o vedeți când scrieți pe Google What is my IP address, da? Este adresa voastră cu care ieșiți în internet. Adresa aceea se configurează pe o interfață a routerului vostru de acasă, da? Iar pe cealaltă interfață va ieși 192, 168, ceva, ceva. Rețeaua voastră privată de acasă, pentru că noi când suntem la noi acasă, în interiorul apartamentului nostru sau casă, avem o rețea privată. Și separarea aceasta dintre rețea privată și rețea publică, adică internetul, este făcută de către acest SOHO, Small Office Home Office, pe care l-aveți voi montat, pe unde l-aveți montat. Da? Pentru că el are un protocol incorporat ce poartă numele de NAT, Network Address Translation, și face ceea ce face translatarea dintr-o adresă IP publică într-o adresă IP privată. Bun, vom discuta mai mult în detaliu la cursul de CCNA, dar acum doar v-am spus așa ca și flavor. Bun. Dar ea este logică, nu este palpabil. Acum trecem mai departe. Asta a fost cu layerul 3. Cum cu IP-ul de rețea, cu hosturile, câte hosturi avem, biții de host, biții de rețea, puțin din Steve Aoki, da? Și puțin despre IP. După care coborâm la layerul 2, la data link. Aici avem adrese MAC. Acest MAC, o să fac aici o notiță mai jos, adresa MAC, da? Este ceva palpabil, este ceva fizic, este ceva impregnat, ștanțat, sau cum să spun așa, pe placa voastră de rețea. Placa voastră de rețea la laptop sau la calculator, acolo unde pilpă e un beculeț, sau poate să fie placă wireless, să fie o antenuță legată la calculator sau la laptop. Pilpă e un beculeț acolo, acolo în spate, în interiorul laptopului sau calculatorului, este placa voastră de rețea. Care pe acea placă de rețea, dacă o veți scoate vreodată, veți vedea că este imprimat undeva fizic o adresă MAC de forma 4dx.4dx.4dx. Da? Adică 4 caractere, punct 4 caractere, punct 4 caractere. În Windows o veți găsi sub forma asta. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Da? 12 caractere care înglobează 48 de biți. Deci dacă vă întreabă cineva câți biți are o adresă MAC, are 48. Bun. Acum, noi am vorbit despre layer 3, acum vorbim despre layer 2. La layerul 2, ca să se poată face orice,
trebuie să știm aceste adrese MAC. Pentru că fără adrese MAC nu poți face nimic la layer 3. La fel cum nu poți face rost de adresele MAC dacă nu ai avea cabluri trase între calculator și router sau switch. Iar pentru a exemplifica acest parte de MAC-uri, vom folosi sau vom vorbi despre un protocol numit ARP, Address Resolution Protocol. Ce face acest ARP sau Address Resolution Protocol? Se folosește pentru aflarea adreselor MAC. Bun, cum se folosește el? Cum ne ajută el? Ne ajută pentru că el știind deja adresa IP pe care noi îi spunem, îi spunem ceva de genul: vreau să ajung la 192.168.10.4. Da? Și el ce va face? Va întreba în toată rețeaua. Eu sunt calculatorul, de fapt haideți să facem altfel. Haideți să facem un exemplu cu, ca să vă și arăt cum merge packet tracer-ul. Vom lua frumos de aici, de la N-Devices, un calculator micuț, cu router, din seria 2900, un 2911. De fapt vom lua router, hai să luăm switch. Un switch 2960, încă un calculator și încă un calculator. Să le pun undeva pe aici. Da? Pentru că nu știm momentan, pentru că este un simplu webinar, cum și ce cablu trebuie să interconectăm între un calculator și un switch. Da? Vom folosi partea aceasta cu fulgerașul de aici, iar click pe fulgeraș, ceea ce înseamnă conectivitatea automată, adică packet tracer va pune automat cablurile pe care el le consideră bune pentru a conecta două echipamente. Mai mult. Deci dăm click pe fulgeraș, click pe calculator, click pe switch, click pe switch, click calculator, click switch, click calculator din nou. Bun. Ideea este destul de simplă aici. Am spus că acasă noi avem un SOHO, da? Small Office Home Office, ce incorporează router plus switch plus access point, adică Wi-Fi. Bun. Noi aici, în packet tracer, vedeți că în mijloc aici, unde scrie 2960, da? Acesta este un switch. Da? Switch-ul extinde rețeaua. Slash domeniul de broadcast. Dacă veți auzi rețea, cuvântul rețea, să știți că se numește și domeniul de broadcast. Sau broadcast domain. Sau. Da? Deci asta face switch-ul. În antiteză, routerul delimitează două domenii de broadcast. Da? Bun, n-am ajuns încă la partea cu routerul, o să urmeze după partea de aici. Mai întâi switch-ul. Switch-ul ce face? Switch-ul extinde un domeniu de broadcast. Adică în această cele trei calculatoare conectate într-un switch reprezintă un domeniu de broadcast. Deci aici am un domeniu de broadcast și voi face în felul următor. 192.168, voi configura un IP pe calculator din stânga. 10 cu 3. Da, slash 24. Ca să înțelegem. Slash 24. 192, 168, că am făcut mai sus partea cu slash 24. Acesta e 10 cu 4. 192, 168, 10 cu 5. Acum, aceste IP-uri, 192, 168, 10 cu 3, 10 cu 4, 10 cu 5, toate fiind slash 24, da? Cum ne dăm noi seama că ele fac parte din aceeași rețea? Păi explicația a fost mai sus. Dacă am un slash 24, înseamnă că primii 24 de biți, adică până aici, 192.168.10 punct, până la punctul acesta, sunt blocați. Adică dacă înseamnă că e blocat și ultimul octet este doar variabil, înseamnă că pot să am o varietate de opțiuni. Cum am spus acolo, 254 de IP-uri alocabile. Da? De la 2, pentru că 1 va fi default IP-ul, 192.168.10 cu 2 până la 192.168.10 cu 254. Da?
Ce înseamnă asta? Înseamnă că fac parte din aceeași rețea sau același domeniu de broadcast. Adică asta trebuie să înțelegeți cel mai bine. În caz contrar, de exemplu, dacă vin aici și pun 20.4/24, acesta nu va mai face parte din același domeniu de broadcast cu celelalte. De ce? Pentru că aici am pus 20, am modificat al treilea octet, am modificat unde? De la bitul 16 până la bitul 24. L-am modificat în acei biți de rețea pe care i-am spus aici mai sus. Modificând acei biți de rețea, înseamnă că efectiv schimb rețeaua. Da? Asta este partea cu masca. Deci masca delimitează biții de rețea de biții de host. Ca să ne dăm seama dacă avem două rețele sau două domenii de broadcast identice sau trei domenii de broadcast identice, efectiv ne uităm la mască. 198. Dacă avem 10 până la al treilea punct, 10 la toate, înseamnă că toate sunt, fiind un /24, înseamnă că toate fac parte din același domeniu de broadcast aici. Da? Bun. Acum, trebuie să vedem partea de MAC-uri și cum se întâmplă partea asta de adrese MAC, cum aflăm adresele MAC știind IP-uri. Momentan eu știu doar IP-uri. Mi-am pus un calculator aici, l-am legat în switch, switch-ul extinde domeniul de broadcast. Deci am 10 cu 3 pe ăsta, 10 cu 4 pe ăsta, 10 cu 5 pe ăsta. Bun. Am spus că vom folosi protocolul ARP. Acest protocol ARP are o tabelă. Are un wishlist, o listă de cumpărături, care este alcătuită din adresa IP și să vedeți așa cum spațiu, adresa IP și aici o să vedeți o adresă IP, după care adresa MAC. Da? Asta este forma unei tabele. În stânga aveți adresa IP și în dreapta aveți adresa MAC. Adică efectiv e ca o listă în care vedem ce MAC este asociat căruia IP. Cum vedem această tabelă? Prin ARP spațiul liniuța în command promptul calculatorului vostru sau în packet tracerul nostru. Dacă dăm click pe calculatorul din stânga, simplu ne ducem aici la desktop, deci click pe el, da? Ni se deschide fereastra lui, aveți aici partea de physical, arată ca un Pentium 4, da? Config, parte de config, desktop, unde aveți toată partea de desktop ca într-un calculator normal, partea de programming și partea de atribute. Noi vom folosi desktop-ul și vom da click pe ipconfig. Iar la ipconfig, da, este bifat static, adică vom configura de mână, adresa de IPv4. Păi, eu i-am pus adresa de IPv4, 192.168.10.3. Și am spus că va avea o mască, adică un subnet mask, de /24. Păi /24 ăsta ce înseamnă mai exact? Am spus 24 de biți de la stânga la dreapta. Dacă dăm click aici, direct pe subnet mask, packet tracer va face o autocompletare. Dar, ca să vă și explic, am zis /24, înseamnă că am 24 de 1 de la stânga la dreapta. 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 4. Punct 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punct și apoi 0, 0, 0 pe ultimii 8, 4, 5, 6, 7, 8. Bun. Așa arată un /24. Da? Adică toți biții de aici, primii 24, sunt pe 1. Ce înseamnă că toți biții sunt pe 1? Înseamnă că toate puterile lui 2 de acolo, din acel octet, sunt valabile și fac simplu adunare. 2 la 7 cu 2 la 6 plus 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 plus, până la 2 la 0 și îmi dă 255 cu 255 cu 255 cu 0. Deci asta înseamnă de fapt slash-ul 24. Pe lângă faptul că ne face separarea despre care am vorbit anterior, efectiv aici 255 255 255 0. În cazul în care vine un dorel și spune că vrea slash 16. Deci înseamnă slash 16? Înseamnă că separarea primii 16 biți sunt biții de rețea, următorii 16 biți sunt biți de host. Și anume vom avea o mască scrisă în forma sa decimală de 255.255.0.0. De ce? Pentru că am avut efectiv 16 de 1 de la stânga la dreapta.
făcând o matematică simplă, atâta dă, 255 cu 255 cu 0 cu 0. Da? Bun, putem să mai avem și alte cazuri, cum ar fi slash 25 și așa mai departe, dar slash 25 înseamnă de fapt 25 de biți de la stânga la dreapta, 25 de 1 de la stânga la dreapta, facem matematică simplă și cât ar da un slash 25? Prin slash 25 ar veni 255, 255, 255, așa sunt primii 24 și mai intră un bit. Acel bit ultimul, din ultimul octet, este pe poziția 2 la 7, care înseamnă 128, restul fiind 0. Și vine 128 plus 00000 până la 8 și ne dă 128. Da? Adică bitul de aici unde este mouse-ul meu va fi 1. Poziția aceasta de aici, din ultimul octet, este 2 la 7, adică va veni 128. Bun. Revenim la partea noastră de address resolution protocol. Avem 3 API-uri, 3 calculatoare. Le vom configura pe toate. Primul calculator din stânga 1980 cu 3, da, cu masca D25252550. Dar momentan noi punem default gateway. Default gateway am spus noi că este poarta pentru a ieși din domeniul nostru de broadcast și am spus că acela se va configura pe un router. Deci se configurează și pe calculator, da, cum vedeți aici. Da, ca să știe calculatorul că va pointa către un router. Dar asta vom face după exemplul de ARP. Dar, neavând nevoie să ies din domeniul de broadcast, pentru că eu am un singur domeniu de broadcast aici, nu voi avea nevoie de această poartă configurată. Efectiv, întreb IP și mască. Bun. După care, merge pe calculatorul din dreapta sus, desktop IP config, 192.168.10.4, la fel 255.255.255.0, care înseamnă slash 24, nu punem default gateway. Închidem, când dăm pe X, salvează automat, da? După care, iar pe calculator, desktop IP config, 192.168.10.5 cu slash 24 și el. Bun. Ok. Având IP-urile configurate, acum hai să ne uităm. Am spus aici că tabela ARP de pe calculatoare, ăsta, ăsta și ăsta, se vede cu ARP liniuța. Ne ducem frumos la desktop, command prompt și avem o linie de comandă. ARP spațiu liniuța, enter. Și ne spune no ARP entries found. Adică el, tabela lui, lista lui de cumpărături e goală. Da? Pentru că nu s-a inițiat niciun trafic, da? Și nu s-a populat această tabelă de MAC-uri. Bun. Păi și cum va popula el tabela lui de MAC? La fel, dacă mă duc pe ăsta din dreapta sus, ar tu spațiu liniuța, abar n-are. Da? Ăsta de jos, la fel, nu a învățat nimic în lista lui de ARP. Bun. Și cum fac asta? Păi, mă duc în command prompt, calculator din stânga, da? Sunt pe calculator din stânga. Am dat click pe el, mi s-a deschis aici frumos interfața. Intru în command prompt și dau ping, adică vreau să verific pingul, da? Este un utilitar pentru a verifica dacă cel la care vreau să ajung e live, trăiește, răsuflă greu, ce face. Bun, 1968 zice cu 3, asta e sursa. Da, deci eu vreau să ajung la PC 0 până la PC 1. Și dau ping în 192, 168, 10 cu 5 era. Cătălin, scuze că te întrerup. Nu se vede fereastra calculatorului, com promptul. Ah, ok. Acum se vede? Nu se vede, nu? Nu, că prezintă doar... Da, super. Ia să încerc să dau atunci să prezint tot. Da, se vede așa? E ok așa? Acum se vede packet tracer-ul și ăsta? Da, acum e în regulă. Ok, bun. Am mai spus dacă se întâmplă ceva, ca să nu vorbesc fără asta. Sigur. Bun, și am dat ping până în celălalt calculator. Văd că am conectivitate, da, îmi dă reply, reply-ul este de la destinația mea, 192.168.4, 32 de byte, da, milisecundă, TTL 128. Astea sunt detalii pe care le vom discuta în lecția 7. Aveam lecția 7 din cursul de cinea 1. Nu vom intra astăzi în detalii aici. Dar ideea este că avem 4 răspunsuri. Pingul merge pe un protocol numit ICMP,
Internet Control Message Protocol, la fel, nu vom intra în detalii, dar de știu de acum că pingul utilitarul ping are la bază ICMP-ul, protocolul ICMP. Bun, și cum funcționează acest ping? Se duc 4 mesaje, 4 pinguri și, cum îmi place mie să explic, se duc ping, apoi se întoarce un pong. Ping, se întoarce un pong, ping, se întoarce un pong. Vă voi arăta efectiv în partea de simulare, pentru că pachetul este o parte de simulare, cum se duce acest pachet. Bun, dar acel ping, ping și ICMP, da, este un protocol ce rulează aici. Unde? Uite aici, la layer 3, adică la partea de network. Dar pingul acela n-a putut să fie capabil să se producă dacă nu ar fi avut layer 2 și layer 1. De ce? Păi layer 1 înseamnă efectiv căblăraia trasă între calculator și switch. N-aveam cablu aici, efectiv nu pleca pachetul de la calculator către switch. Deci prima dată trebuie să avem layerul 1. Bun, după care trebuie să avem parte de layer 2, adică partea asta de ARP, parte de macro, să cunoască macro-urile. După care vine parte de layer 3. Iar acum, cum am spus, s-am făcut partea de MAC, partea de ARP. Cum s-a făcut partea asta? Noi efectiv am dat un ping și am văzut că s-a populat. Păi și cum s-a populat? Intrăm în CMD din nou, ARP liniuța și vedem că calculatorul din stânga a învățat în tabela lui de forma internet address, physical address, a învățat că va ști despre 192.168.10 cu 4, da, 192.168.10 cu 4, adică calculatorul ăsta în care a vrut el să ajungă, ce a învățat? A învățat că este la macul ăsta. 0040.0bbq.2219. Adică știe despre el. Tocmai după ce a populat această tabelă ARP, după a putut să dea drumul la un pachet de ping, la un pachet de layer 3. Da? Pentru că efectiv toate sunt interconectate. Ai layer 1 cabluri, layer 2 se face popularea aceasta de tabele MAC și apoi pleacă pingul cu ICMP-ul la layer 3. Pentru că altfel nu se poate. Nu așa funcționează. Bun. Hai să mai explicăm o dată cum se întâmplă chestia asta. Da? Deci avem calculatorul aici cu tabela ARP, dar cu liniuța A este populată. Ca să ștergem, să zicem ARP cu liniuță D, se șterge toată tabela, la fel no ARP entry is found. Dacă ne ducem pe cel de sus și el și-a populat anterior tabela ARP, da? Vedeți că el știe și el la rândul lui de cine? Păi de cel care a trimis la el, 10 cu 3, și el știe că se află la adresa fizică C12C. Bun, îi ștergem și lui ARP liniuță D. Ca să înțelegem procesul mult mai bine, intrăm în modul simulation, show all none, edit filters, chestiile astea din simulatorul nostru pe Ktracer, o să le tot facem la curs, doar că acum trec mult mai repede ca să fie mai ok. Selectăm tipurile de pachete din Internet Protocol versiunea 4, ARP și ICMP, pentru că asta ne interesează. ARP-ul este la layer 2, ICMP-ul este la layer 3. Bun. Închidem. Fiind în modul simulation, ne-am selectat pachetele necesare, ne ducem iar pe calculatorul din stânga de aici și vom da efectiv din command prompt un ping în 10.4. Și ce face pachetele în modul simulation? Generează două pachetele. Pachetelul verde este pachetelul de ARP, pachetelul maro, îl văd maro, este pachetelul de ICMP. Bun, am spus că prima dată ne trebuie cabluri. Cablurile avem. Dacă se întâmplă să se rupă vreun cablu, să roadă un șobolan, asta e partea a doua. Dar avem cablu. Dar avem layer 1. Bun. După care, el, pentru că noi am șters tabela lui ARP, înseamnă că el nu știe layer 2, nu știe partea de layer 2, nu știe MAC, nu știe cu cine comunică. El va vrea să trimită ceva la layer 3, adică pingul acela, să testeze conectivitatea cu calculatorul din capătul celălalt, dar habar n-are. Că nu are populată tabela ARP. Pe ce bază trimite acel ping dacă nu trimite la ceva palpabil? Da, ați văzut tabela ARP, internet, adres cu tabelă MAC, cu adresă MAC. Bun. Două pachetele, da, generate de calculator. De ce sunt generate două pachetele? Că trebuie să facă prima dată layer 2. Și dăm aici, ca la casetofon, dăm înainte, pleacă pachetelul de ARP. Da? Care pachetelul de ARP, când pleacă prima dată, este un ARP request. Așa poartă el numele, ARP request. Și acest ARP request este dat în tot domeniul nostru de broadcast.
Noi având un domeniu de brâtă cu două calculatoare, calculator sus, calculator jos, efectiv se va face spread și către cel de sus și către cel de jos. Da, acesta are pull request. Dar ok, pleacă un pull request, am zis pull request, dar ce conține el? Ce are în el? Păi ce să aibă în el? O prezentare a calculatorului, și anume al lui PC0. El spune, eu sunt 192.68.10.3, da? Am Mac-ul. Hai să vedem cu ce Mac pleacă el. Dăm un mouse over pe calculator. Deci are IP-ul 192.68.10.3, da? Și are Mac-ul cu C12C în coadă. Veniți în partea dreaptă. 0000D3CB C12C în partea dreaptă, efectiv este adresa lui Mac. Bun. Și pleacă cu prezentarea asta, că se numește 192.168.10.3, care adresa MAC cu C12C în coadă, da? Și că îl caută pe cine? Îl caută pe 192.168.10.4. Că așa vrea pingul de la layer 3 să ajungă până în ăla. Deci, la layer 2 s-a conformat ARP-ul, a zis, sunt Cutărescu 10.3, îl caut pe Cutărescu 10.4. Dar nu știu adresa lui MAC. Dacă cineva din rețea știe ceva despre 192.168.10.4 și adresa lui MAC, să-i transmită lui. Deci de aceea la început acest ARP request pleacă sub formă de broadcast. Da, pentru că el întreabă pe toată lumea. Alo, bună ziua, știți dumneavoastră 10.4? Nu? Mulțumesc. Trecem mai departe. 10.4, bine, se trimite în același timp, nu se trimite serial, se trimite la toți deodată. Bun, dacă dăm mai departe, cum v-am explicat, pleacă către toți. Și întreabă pe toți. L-a întrebat pe stat de sus, l-a întrebat pe stat de jos. Ăsta de jos ați văzut că a dat un X aici, adică nu l-a găsit pe 10.4 pe cine căuta, dar l-a găsit pe ăsta, 192.168.10.4. Bun, ce va face PC1 în momentul de față? Păi PC1 zice, bă, ăsta mă caută pe mine și mi-a dat și adresa lui MAC. Ok, păi hai să-mi populez eu tabela mea MAC, adică eu fiind PC1, populez tabela mea MAC cu ce? 192.168.10.3. Și cu Mac-ul C12C, că ăsta a venit la mine, ăsta m-a întrebat de sănătate. După care el ce va face, PC1? Îi va trimite un răspuns, că da, salut, m-ai găsit, hai să facem schimb de informații. Ce îi va trimite înapoi? Dar atenție, aici nu va trimite un ARP request, care ARP request s-a trimis la toată lumea. Ăsta va răspunde mai select, îi răspunde în raport 1-1, da? Îi dă un scurt mesaj. Vedem aici, întoarce pachetelul, da, până la el. Bun. Deci, ce s-a întâmplat? De la PC0 a plecat ARP request-ul, s-a dus în toată rețeaua. Ăsta nu l-a interesat. Ăsta a răspuns și a populat tabela lui ARP, da, cu IP-ul cu 10.3 cu MAC-ul respectiv și a trimis și el un mesaj, un ARP reply. În raport 1-1 l-a trimis numai către PC0. PC0 când a primit acest mesaj a populat și el tabela lui ARP. Simplu ca bună ziua. Bun, având acum tabela asta ARP populată și pe PC0 și pe PC1, vedeți că pachetelul ăsta de ICMP s-a pregătit. A zis, ok, am cablul layer 1, am ARP layer 2, sunt gata să plec cu layer 3. Bun, și ce face? Pac! Se duce și ce va face de aici în switch? Se duce direct către destinație. Iar se întoarce. Bun. Și acesta a fost primul ping-pong. Da? După care, plac următorul. Pac, pac, pac. Al doilea ping-pong. Se fac 4 ping-ponguri. Așa funcționează partea de ping. De aceea veți primi 4 răspunsuri. Bun. Și asta este partea de ARP. Adică ăsta este procesul de ARP. Da? Cu popularea tabelei de ARP și partea de layer 3. Deci am vorbit despre layer 1, layer 2, layer 3. Bun. Acum, haideți să înglobăm puțin și noțiunea de router, pentru că am vorbit despre calculator layer 2, acum să vorbim și despre router. Intrăm iar în real time, deci mai în jos. Facem iar o topologie. Acum punem un router în jumătate. Mai punem un calculator în partea stângă. Da? Punem și un switch, uite la aici, și mai punem un calculator în partea dreaptă. Le interconectăm cu fulgerașul. Da? Bun.
Și aveam un felul următor. Am spus că switch-ul, da, extinde domeniul de broadcast. Hai să mai punem un calculator aici ca să se vadă extinderea domeniului pe care îl face el. Routerul, am spus că delimitează domeniul de broadcast. O să facem așa, ca să fie mai vizibil. Deci asta face routerul. Aici am un domeniu de broadcast în pătrățelul din partea stângă, aici am un domeniu de broadcast în pătrățelul din partea dreaptă. Bun. Și alocăm așa. În partea stângă avem 192.168.0/24 ca și IP de rețea. În partea dreaptă 192.168.20.0/24. Adică ce am aici? Am două rețele diferite. De ce? Pentru că 24 indică că primii 24 de bit sunt blocați. Adică dacă 192 cu 192 e identic. Ok, trec mai departe. 168 e identic. Trec mai departe. 10 cu 20 nu e identic, înseamnă că sunt două rețele diferite. Bun. Am spus că default gateway-ul se va configura pe o interfață de router. Adică default gateway-ul va fi configurat aici, unde încercuiesc eu cu mouse-ul, va fi configurat pe router pe interfața gigabit 0x0 pentru rețeaua din stânga. Routerul ăsta va mai avea și un default gateway pentru rețeaua sau domeniul de broadcast din partea dreaptă. Da? Deci, dacă eu vreau cumva să ies din acest domeniu de broadcast din partea stângă, din 192.168.0/24, cum voi ieși? Păi trebuie să ajung în acest punct. Ăsta e punctul de ieșire. Ăsta e default gateway-ul meu din rețea. Asta e poarta mea de ieșire. Vreau să ies din sală, uite, aia e ușa. Da? Așa se va prezenta și la calculator. Vrei să ieși din domeniul de broadcast? Ok, te poftesc aici. La fel și în partea asta, vrea să iasă, iese pe aici. Bun. Conform teoriei, aici la calculatorul PC3 o să avem punct 4, un IP din cele 254, cum am făcut analogia antecedent, punct 5 și ăsta de aici va avea punct 4, dar din 20 cu 0. Default gateway-ul am spus prin convenție că va fi punct 1, adică primul IP alocabil din cele două rețelele noastre, da? Și ne apucăm să configurăm. Pe calculatorul din partea stângă, din stânga de tot, desktop, IP config, ce avem aici? Pe adresa IP pe care am spus-o eu, 192.168.10.4. Un subnet mask 255.255.0, am explicat deja de ce sunt 3 bucăți de 255 și o bucată de 0, pentru că primii 3 octeti sunt plini de 1. Se face pur și simplu adunare, iar la default gateway acum trebuie să specificăm 192.168.10.1. Acest 192.168.10.1 este primul IP alocabil din această rețea și va fi configurat fix pe acest punct, ules gigabit 0x0. Bun. La fel, pe următorul calculator, desktop IP config 192.168.10.5. Default gateway 192.168.10.1. Da? Și chiar dacă mai aveam aici încă 20 de calculatoare, toate ar fi avut configurat default gateway 192.168.10.1, pentru că toate au același punct de ieșire din rețea. Da? Cum voi acasă aveți televizor smart, 3-4 telefoane conectate la Wi-Fi, nu știu câte calculatoare conectate pe cablu direct la internet, dar toate pe unde ies? Prin același punct în routerul pe care l-a instalat nenea de la Digi în hol. Da? Toate au același punct, aceeași ieșire prin care ies din apartament sau casa voastră. Bun, acum vine partea amuzantă. Să configurăm pe router. Click pe router, da? Ni se deschide interfața lui. Vedem la partea de physical cum arată el fizic. Aveți aici butonaj de on-off, cablu de alimentare, diverse module de adăugat. Config și CLI. CLI, Command Line Interface. Press Enter to get started, adică dăm Enter. Da? Enable. Configure terminal. Da, este pur și simplu sintaxă, o să o învățăm în cursul 2. Da, cum să folosim sistemul de operare din aceste echipamente, atât switch, cât și router. Deci pur și simplu este doar sintaxă. Interface. Să încerc să scriu nu chiar prescurtat. Gigabit 0x0, pentru că așa se numește interfața.
Adică ce fac aici? Specific efectiv interfața routerului. Da? Văd că promptul mi se schimbă, config liniuță if, adică îmi spune globul ești pe o interfață. Da? IP adres. Acum ce trebuie să fac? Trebuie să-i specific adres IP. 10 cu 1. Și masca 255.255.255.0. Și după îi dăm enter. După care dăm exit, da, ca să ne scoată din promptul de configurat pe interfață și intrăm pe interface gigabit 0 cu 1, care gigabitul 0 cu 1, dăm fereastra, prea pot să mut, cum trebuie, este în partea dreaptă, în domeniul de broadcast din partea dreaptă. Da? Și aici, la fel mi se schimbă promptul, IP ADD, da? Asta este forma lungă, IP address, și IP ADD e forma prescurtată, putem să folosim prescurtări. 192, 168, 20 cu 1 în cazul rețelei din partea dreaptă sau domeniul de broadcast din partea dreaptă. 192, 168, 20 cu 1 cu 255, 255, 255, 0. Da? La fel, pentru că este un slash 24, cum a fost și cea din stânga, efectiv IP ADD, IP-ul de default gateway, da? Simplu ca bună ziua. Și atât am avut de configurat pe router. Da? Îi dăm mix. După care. Dar am omis ceva. Ce am omis? Bine, nu pot să vă întreb că nu aveți microfon. Sau puteți să-mi scrieți în chat. Aceste interfețe, da? Interfețele de pe router, da? Sunt cu roșu. Încă apar cu roșu. Vedeți că packet tracer-ul ne arată cu roșu. La switch apar cu verde. Bun. De reținut că interfețele switch-ului sunt... Bine, switch-ul are de fapt portul, o să vă explice instructorul în cadrul cursului cum se diferențiază switch-ul și interfețele lui de denumirea de port și portul logic și așa mai departe. La switch, interfețele lui sunt always up, adică am luat un cablu, l-am băgat într-un port de switch, uiteți ca să vă și arăt cum arată el fizic, da, puțin zoom in, da, el are 24 de porturi. Adică am luat un cablu, l-am introdus în oricare dintre aceste porturi și up and running. Da? Pentru că este always up. Pe router, din motive de securitate, ele sunt închise. Chiar dacă vine Dorel cu cablul și îl introduce în router, nu va merge. Și ce trebuie să facem? Trebuie să intrăm pe interfața gigabit 0x0, de exemplu, dăm enter. Și există comanda no shutdown, adică reversul de la shutdown, de la a fi închis. În momentul în care am dat no shutdown, interfața s-a făcut verde în packet tracer, poate să treacă semnal pe aici. La fel, exit, intrăm pe interfața gigabit 0.1 în partea dreaptă, da, și la fel no shutdown. Și vedem că se ridică și în partea dreaptă. Bun. Acum, mai avem neconfigurat calculatorul din partea dreaptă. Desktop IP config 192, 168, 20 cu cât avea? 4. 192, 168, 20 cu 1. Da? Ați prins analogia. 20 cu 1, da, este default gateway. Adică dacă vrea să iasă din rețea PC4, din domeniul de broadcast, trebuie să iasă prin punctul ăsta de aici. Da? Dacă facem mouse over peste router, vedem că ne spune în partea stângă, cred că pe gigabit Ethernet 0x0, interfața up, avem 192.168.10.1, da? Și pe interfața gigabit Ethernet 0x1 este up cu 192.168.20.1, 324. Vedem că ne arată și MAC-urile routerului. Da? Și anume că pe interfața gigabit 0x0 avem 8E01 în coadă și pe gigabit Ethernet 0x1 pe 0x0 avem 801 și pe 0x1 avem 802. Da? Bun. Acum vom încerca la fel. Da? Să ne ducem pe calculatorul din stânga. Hai să ne uităm puțin în tabela lui ARP liniuța. Da? Nu are intrări. No entries found. Bun. După care. Asta e la layer 2. Tabela ARP la layer 2. La layer 3 acum intervine tabela de rutare. Care tabela de rutare este prezentă și pe router. Da, cu un netstat liniuță R, care se prezintă și pe calculator, pardon. Este, tabela de rutare este prezentă atât pe router cât și pe calculator. Bun. Și
Dacă dăm un netstat liniuță R, că e puțin vagă, puțin vag output-ul de pe calculator, dar vedem aici că avem destination 000 cu mască 000 prin gateway 192.168.10.1. Ce înseamnă 0 cu 0 peste tot? Înseamnă că orice adresă IP 0 cu 0 peste tot la mască înseamnă orice adresă, orice mască. Adică, în cazul în care calculatorul ăsta vrea să ajungă în partea de layer 3 într-un IP de forma 192.168.0.0/16. Da? El se uită prima dată în tabela lui de rutare și vede am eu sau IP-ul în care vrea tehnicianul sau inginerul să ajungă prin comanda ping. IP-ul în care vrea el să ajungă face parte din domeniul meu de broadcast, face parte din rețeaua mea. Dacă face parte din rețeaua mea, efectiv îl trimite acolo unde trebuie. Dacă nu face parte din rețeaua lui, pentru că a spus vrea să ajungă la 192.168.0.3, să zicem, /16, îl va da la default gateway. Asta înseamnă ce ați văzut voi aici, 000 cu 000. Sau dacă voia să ajungă în 10003/16. Da? În orice voia să ajungă și nu făcea match pe rețeaua lui, îl dă către default gateway. Da? Adică îl trimite către acest punct ca routerul să se ocupe mai departe. Bun. Dar nu este cazul aici. Doar am explicat puțin de tabela de rutare de pe calculator. Evident că vom intra în mult mai multe detalii la curs. Bun. Deci tabela ARP este goală, deci chiar dacă încerc să ajung aici în 192.168.20.0, da? 20.0 nu face parte din rețeaua mea, da? Deci dacă eu scriu aici ping 192.168.20.4, parcă tot era 20.4, da? Dacă dau ping acum, pingul va merge. Da? Doar că ne va arăta procesul de ping că este funcțional, doar că noi trebuie să vedem ce se întâmplă în spate. Ce se întâmplă cu separarea din domeniul de broadcast de aici, pe care o face routerul. Ce se întâmplă? Și facem în felul următor. Deci tabela de rutare are rețeaua din care face el parte, 192.168.10.0 și ruta default, adică 000 cu 000, înseamnă match pe orice, da? Și pe care îl trimite către 192.168.10.1 și la fel în partea dreaptă trimite către 192.168.20.1. Dacă 20.1 este default gateway pe gigabit 0.1. 10.1 e default gateway pe gigabit 0.0. Bun. Și la fel, intrăm în modul simulation, show online, edit fillers, iar bifăm ARP, iar bifăm ICMP. PC3, la fel, vrea să ajungă în 20.4. Bun. Iar la fel, pentru că tabela ARP a fost goală, da, layer 2 are layer 1, are cablu, da, tot ok, layer 2 nu are tabela ARP, înseamnă că primul va pleca pachetul de ARP. Pleacă pachetul de ARP, pleacă la switch, fiind un ARP request, el se duce către toată lumea, da, vedeți, se duce pachetele aici, se duce pachetul și aici, acesta e de drop, pentru că nu este pentru el, și ajunge la router. Bun, dar acest ARP, și aici este iar o chestie pe care trebuie să punem accent, ARP-ul nu trece în celălalt domeniu de broadcast, pentru că este layer 2. Ține doar cât este domeniul lui de broadcast. Adică până aici. Deci ce se va întâmpla? Care va fi buba principală? Ia să vedem ce se întâmplă în continuare. Pachetul se întoarce, dar nu ajunge până aici, unde a vrut el să ajungă. În 20.4, în calculatorul de aici. El se întoarce în calculator. Și calculatorul a învățat de fapt acum ce a învățat. A învățat că 192.168.20.4 se află de fapt la cine? La adresa MAC de pe gigabitul 0.0, adică unde? În 8.0.1. Haideți să vedem mai departe. Pleacă cine pleacă? Pleacă ICMP-ul, da? Pentru că layer-ul 2 s-a creat între PC3 și router. Da, ați văzut, a plecat ARP, s-a dus în toată rețeaua. Routerul a populat și el tabela lui ARP, s-a întors. PC3 a populat tabela lui ARP cu IP-ul 20.4 cu MAC-ul de aici.
De ce? Pentru că ARP request-ul și ARP în sine ține doar în interiorul domeniului de broadcast sau în interiorul rețelei. Nu poate să treacă mai departe, pentru că routerul îl oprește. Bun, pleacă pachetul de ICMP acum, la fel se duce și ce se întâmplă cu pachetul de ICMP? Crapă fix în router. De ce crapă fix în router? Păi pentru că în partea dreaptă, în celălalt domeniu de broadcast, nu e ARP. Ăsta are tabela de ARP goală. Routerul are tabela de ARP goală și el aici. Deci pavajul, ca să-i spunem așa, de layer 2, are cablu, dar nu are layer 2. Degeaba vrea să facă, să ajungă cu ceva de layer 3, dacă tu ai doar layer 1 și n-ai layer 2. E ca și când ai un mare gap între ele. Deci trebuie să facă ARP. Și vedem că pleacă iar un ARP. Pleacă ARP iar către calculator. Pac. Se întoarce. Se populează tabela lui ARP. Se populează tabela lui ARP. Și acum ce se întâmplă? Pleacă pachetul de ICMP curat din partea stângă, tocmai până în partea dreaptă. Hai să-l urmărim. Se duce în switch, se duce în router și de aici pleacă mai departe, se întoarce iar, da? 4 ping-ponguri, da? De ICMP. Da? ICMP care merge la layer 3. Bun, hai să intrăm în real time și acum să ne uităm în tabela ARP pe care a populat-o calculatorul din partea stângă. Vedeți? Ce a învățat el de fapt? Am făcut o mică greșeală, nu am învățat IP-ul lui 20.4, am învățat IP-ul de aici, pentru că nu are cum să-l învețe pe 20.4. Da, am omis eu chestia asta. Deci în tabela ARP a calculatorului, da, avem 192.168.10.1, adică IP-ul de aici, MAC-ul de aici, pentru că nu poate să învețe mai departe. Asta este problema. El nu poate să învețe nici IP-ul de mai departe, nici MAC-ul de mai departe prin ARP. Adică el tot ce poate să învețe, best effort-ul lui, este până aici, până la bariera cu routerul. Deci chiar dacă el vrea să ajungă în cealaltă rețea, el va învăța în ARP routerul, ca și default gateway. Deci învață default gateway-ul, da, pe MAC-ul respectiv. Și la fel și în calculator aici, dacă ne uităm ARP linuța, da, la fel și el a învățat default gateway-ul cu același MAC. Adică el, PC-ul de aici, PC4 și PC3, nu sunt aware unul de celălalt, pentru că toată partea de ARP se face prin intermediul routerului. Da? Bun. Și cam atât, cred că am depășit cele 30 de minute alocate pentru laborator. Ideea cu aceste lucruri prezentate astăzi sunt foarte multe de prezentat, sunt foarte multe detalii de vorbit, de arătat, de gândiți-vă că un curs are 4 ore, da? Și pe lângă cursul de 4 ore, voi va trebui să mai învățați încă 2 până la 4 ore pe săptămână singure acasă, da? Pe lângă ceea ce am făcut noi, să citiți teoria de pe netacat.com.